Parcă Scarface îmi ține la valiera. Salutare tuturor! Ai avut în liceu sau generală, poate chiar în facultate, un profesor care era atât de bun la ce făcea încât părea effortless? Era atât de bun la ce preda încât te făcea și pe tine interesat de domeniul pe care îl preda? Ei bine, eu am avut norocul să întâlnesc mai mulți astfel de profesori și nu neapărat în școală. Am devenit fascinat de astfel de oameni. Am citit, m-am documentat, am vorbit cu cei cu care am putut să vorbesc, totul încercând să devin unul dintre ei. Și am observat că acești oameni au ceva în comun. Faptul că și-au identificat sau și-au creat, în unele cazuri, propriul lor domeniu de activitate. Deci, și-au identificat sau și-au creat domeniul lor de activitate. Și, evident, asta am vrut să fac și eu. Am experimentat cu foarte multe domenii până l-am găsit și mă simt cel mai norocos om din lume că fac ceea ce iubesc să fac. I fell in love with the work. Mm-hmm. And the work was joyful and difficult and interesting. Te îndrăgostești de activitate. Știi? Adesea când ești la muncă, te mai întinzi cu colegii la o cafea, la o țigară, poate după întâlniri, să mai treacă timpul. Am observat asta de lungul timpului și la joburile pe care le-am avut și am observat și am și făcut asta la rândul meu. Iar acum sunt în extrema opusă cumva, fiindcă vreau să-mi fac treaba, iar orice, like, literalmente orice intră la mijloc, simt că pierd timp pe care l-aș putea fructifica cumva. He's a fan of himself as well. He would go listen to what I said. Oh my god, the boy is nice. Fără nicio rușine sau chestie de ego atașată aici, a fi fanul propriilor prestații profesionale și chiar a fi mândru de ele și prin extensie de tine însuți, este unul dintre semnele cele mai importante. De exemplu, în cazul meu, în editare, când trebuie să mă uit la același clip de 50, 60, poate 100 de ori uneori, cu același interes, cu același entuziasm și cu aceeași curiozitate ca prima oară, și să adaug lucruri sau să găsesc eventuale greșeli sau chichițe, dacă poți face asta în domeniul tău, e ce trebuie. He wasn't scheduling shows. Instead, he would bring a speaker to the park. Oh, I know. In Seattle, he'd set up a speaker and do an impromptu stand-up show. And at the time, he could have filled up arenas, man. Crazy. Un internship, un apprenticeship, orice proces de învățare, adesea se întâmplă fără bani sau cu bani puțini. Așa că dacă nu poți face asta la început pentru amorul artei, pentru că ți place ceea ce faci, pentru că ești pasionat, interesat, curios de acel domeniu și vrei să devii bun, și dacă nu reușești să te bucuri la a vedea progresul tău în acel domeniu mai mult decât la un salariu, atunci poate nu este domeniul potrivit. Can't turn my brain off, you know, it's me. I go into some place and all I can do is see the angles. Când găsești acel ceva, partea aia a creierului nu se mai oprește. Indiferent de circunstanțe, ea lucrează mereu în fundal. Asta este un alt semn important, că fac ce trebuie. Sunt curios, tu cum ți-ai găsit chemarea, vocația, profesia?